Tensiunea prige în casa iubirii. Alexandru a răbufnit și a spus tot ceea ce avea pe suflet. Tânărul a condamnat comportamentul Cristinei și l-a pus la punct pe Ionuț. Alexandru a dat cărțile pe față și a recunoscut care sunt fetele pe care și ar dori enorm să le cunoască mai bine și chiar să încerce să formeze o relație. Concurentul a criticat comportamentul Cristinei. Mi-ar plăcea să o văd cu mai multă demnitate de femeie. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii surprinde în continuare publicul cu noi momente de senzație, cu idile uluitoare, tachinări de pomină, dar și cu multe controverse și răsturnări neașteptate de situație, care de cele mai multe ori le creează dificultăți concurenților. Aflați încătarea jumătății ideale După ce în ediția de luni, fetele au avut parte de o surpriză de proporție, deoarece un nou băiat a intrat în emisiune și le-a încântat cu apariția lui. Lucrurile s-au precipitat din nou în casa băieților, unde Alexandru a răbufnit și a spus tot ceea ce l-a deranjat teribil în ultima vreme. Tensiunea prige în casa iubirii. Alexandru a răbufnit și a spus tot ceea ce avea pe suflet în ediția de astăzi. În casa iubirii s-au iscat noi momente tensionate, mai întâi atunci când Laurențiu s-a arătat celos față de noul concurent, Claudiu, care a dat semne că ar fi atras de Bianca iar apoi Alexandru a răbufnit în clipă în care Andreea Mantea și-a făcut apariția în casa fetelor și a stabilit conexiunea cu tabăra băieților. Tânărul a spus răspicat că simte faptul că mulți dintre colegii săi l-au tot împiedicat să cunoască anumite fete în cadrul show-ului. Mai exact, Alexandru a menționat că nu a fost lăsat sub nicio formă să se apropie nici de Patricia, nici de Bianca și nici de Cristina. Mai mult decât atât, tânărul a subliniat și faptul că o place pe Cristina încă din prima clipă, în care a văzut-o, însă l-a dezamăgit teribil comportamentul ei și atașamentul încă vizibil față de radu. Mi-ar plăcea să o văd cu mai multă demnitate de femeie, a spus Alexandru despre Cristina. Pe de altă parte, Ionuț a intervenit și a încercat să-l pună la zid pe Alexandru acuzându-le că face tot ceea ce îi stă în putință să se apropie de o fată pentru a nu fi votat spre eliminare în gala următoare.